Opera Română Craiova invită craiovenii la un concert dedicat Zilei Culturii Naționale. Spectacolul va fi susținut în sala de concerte a Liceului de Arte Marin Sorescu din Craiova, sub patronajul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în parteneriat cu Academia Internațională Mihai Eminescu din Craiova, Liceul de Arte Marin Sorescu și Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman. În cadrul concertului vor participa soprana Renata Vari, baritonul Ioan Cherata, actrița Edith Mag, elevii ai Liceului de Arte Marin Sorescu, dar și cu participarea extraordinară a poeților Spiridon Popescu și Ion Deaconescu, președintele Academiei Internaționale Mihai Eminescu din Craiova. 15 ianuarie, Ziua Națională a Culturii, de foarte mulți ani deja cunoaștem acest eveniment mare la nivel național. Ne-am propus să aducem un spectacol pe care l-am intitulat noi sugestiv Memoria Versului. Vor fi lucrări muzicale de Mihai Eminescu, ce înainte de a fi cântate vor fi recitate de către poeți din România și din Republica Moldova. Ne vom avea marea bucurie să-l avem alături de noi pe academicianul de la Chișinău, Alexandru Dabija. Alături de dânsul va fi domnul profesor Ion Deaconescu, președintele Fundației Internaționale Mihai Eminescu, cel care se ocupă de acel festival mondial de poezie Mihai Eminescu an de an și care aduce la Craiova cele mai mari nume ale poeziei mondiale. Ziua de 15 ianuarie este o zi de mare sărbătoare pentru poporul român. Este ziua de naștere a poetului național Mihai Eminescu și printr-o fericită inițiativă a Academiei Române, din 2010 susținută de conducerea țării, este și Ziua Culturii Naționale.